pe grup în leu. Jean Gavril în backstage Europa FM live pe plajă. Wow, doar atât pot să zic. Băi, da, doar ce m-am dat și eu jos de pe scenă și e atât de bine să fii înapoi pe scenă, nici nu vă imaginați. Mă, a fost un vibe foarte, foarte special, a cântat lumea cu tine. Băi, eu am venit să dau, ca de obicei, la fiecare concert, totul. Că asta totul sau nimic. Totul sau nimic, exact. Noi ne cunoaștem de foarte multă vreme și îți mulțumesc foarte mult pentru că tu îți amintești că debutul, cumva, primele difuzări au fost la Europa FM și cumva cred că am crescut împreună. Băi, și nici n-am de gând să plec, adică nu plec nicăieri și vă mulțumesc pentru treaba asta și aproape în fiecare an am venit să cânt la Europa FM, live-ul pe plajă și așa. Pentru mine a fost unul dintre cele mai mari concerte pe care le-am avut, printre primele cele mai mari, deci nu o să uit niciodată. Iar în acesta n-ai făcut și un supra-efort, așa, pentru că ai venit direct de la Cluj pe plajă. Da, am condus 10 ore ca să vin să dau concertul ăsta de aici, e adevărat, dar așa cum ei sunt alături de mine, și eu vreau să fiu alături de ei, deci mulțumesc! Mulțumim foarte mult, ne-ai făcut și o surpriză, există o versiune acustică a unei piese la tine pe canal, dar în seara asta am văzut și o versiune de concert. Da, e o piesă care se numește Tu nu ai știut, este pe canalul meu de YouTube, dar ea nu este lansată oficial și eu o tot cânt prin concerte ca să strâng reacții de la oameni. Și de fiecare dată reacțiile sunt super marfă și lumea și-a prinde telefoanele, brichetele și așa o piesă pe stare. Aruncați o privire pe canal și vedeți, piesa se numește Tu nu ai știut. Cum ți s-a părut că a primit lumea în seara asta muzica ta? Așa cum le-am spus și lor imediat ce m-am urcat pe scenă. Băi frate, am stat destul de mult în casă, suntem puțin cam necântați și am pregătit o grămadă de piese pe care urmează să le lansez și mă bucur așa mult că s-a dat din nou drumul la concerte. Deci, mi se pare că a fost genial. Te așteptai să mai își amintească așa bine versurile? Pentru că au cântat, au fost multe momente când au cântat mai tare decât tine. Băi, nu știu, eu mă bucur, îți dai seama, dar lumea a început să le știe. Eu încerc să fac o nouă nișă de rock, pop-rock în țara asta, un rock mai simplu, mai de dansat, mai de gagici. Și cum ai văzut și tu, mai mult gagicile cântă de asta, ce pot să zic, nu e chiar atât de rău. Da, bine, bă, că ai venit și special. Adică ai folosit toate trucurile din dotare. Păi niciun truc, what you see is what you get, baby. Jean Gavril, pentru perioada următoare ne așteptăm la mai mult pop sau mai mult rock? Sincer, sunt din ambele, sunt destul de echilibrat. Și am niște featuring-uri destul de mari care urmează. Nu știu dacă pot să vi le zic acum, dar puteți să vă abțineți. Îl aștept pe Tudor Chirilă să tragă niște voci la o piesă de-a mea. Acum el este un om ocupat și el, la rândul lui, este în turneu. Dar nu mă grăbesc, îl las așa. O mai am pe Bruha pe listă, pe Joe, Anuța. Deci sunt câteva piese de ale mele. Deci practic am adunat niște informații în exclusivitate de la tine. O ascultare în premieră pe scenă. Mulțumim mult de tot. Eu vă mulțumesc, mersi din suflet, Teddy. Mă bucur să te revăd, că nu ne-am mai văzut de 100 de ani. Mersi din suflet tuturor și până data viitoare, v-am pupat. Working through my day now. Mă simt ca ultimul om din metro. Merg pe un drum paralel cu al tău. Ca și când tu nu știi ce-mi sunt. Sau poate nici n-ai știut. Tu nici măcar ai știut. Tu n-ai știut cine sunt. Tu nici măcar